Claudia sunt, bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi vin către voi cu o nouă cutie Knit Crate. Aceasta este cutia pe luna martie. Slavă Domnului, mi-a ajuns în timp util până la sfârșitul lunii martie. Luna trecută n-a mai ajuns cutia pe luna februarie, nu știu de ce. Sunt foarte curioasă ce conține și această cutie din această lună. De fiecare dată firele au fost o surpriză deosebită. Pentru cine nu știe cine este Knit Crate, este o firmă americană care creează și vinde fire exclusive, fire de foarte, foarte bună calitate. Haideți să vedem ce mi-a trimis și data aceasta. Să știți că stau ca pe ghimpe așa până desfac cutia, până reușesc să fac video. De fapt, alaltă ieri am primit cutia, iar n-am avut timp să filmez și astăzi sunt foarte nerăbdătoare să văd ce prinde și data aceasta. Ia să vedem. Ia să vedem. Ei, de data aceasta e diferit. Ia să vedem ce este asta. E un săculeț. Un săculeț. Ia să vedem. Nu reușesc să fie camera mai mult de atât. Un săculeț pe care scrie Make something today. Fă ceva astăzi. Da, e un mesaj foarte bun. Am și eu o vorbă de multă vreme, de când croșetez, tricotez măcar câte un pic în fiecare zi, în care spun că bun e să lași câte ceva vizibil în urma fiecarei zile. Adică nu doar curățenie, mâncare și serviciu și atât. Adică să rămână ceva în urma unei zile. De aceea măcar câteva ochiuri, ceva acolo să fac să rămână, adică ziua să nu treacă fără să rămână ceva în urma ei. Și se potrivește mesajul, fă ceva astăzi, vedeți că e de la Knit Crate, da, îmi va folosi. E foarte bună un astfel de băgăjel, cum îi spun eu, în care să pun firele, e bun de pentru pus în traistă atunci când plecăm și să avem lucru după noi. Ia. Ce fir colorat, foarte, foarte colorat și doar un scul de data aceasta. Probabil că până la valoarea la care trimiteau de obicei se duce și traistuța aceea. Și revista de inspirație, ia să dau deoparte, ia să vedem firul, ce ne zice, Knitology Sheen, deci e un fir, conține 75% merino, lână de merino, așa, 15% silk, 10% cașmir, fingering, white. Conține 366 de metri pe 100 de grame, sugerează croșetă 2,5, ce mai spune, produsul se spele la mână și se lase să usuce la aer, așa, de la Knitology Yardman, exclusiv, fire exclusive Bad Knit Crate. Culoarea scurului. Titmouse, ce înseamnă pițigoi, cred că pițigoi. Să fire, firul arată grozav, ia să desfac scolul puțin. Sunt vopsite manual și se fund fire moi, de foarte, foarte, foarte bună calitate. Uitați, o să iasă o frumusețe de lucru. Fire grozave. Haideți să vedem ce ne sugerează revista lor. Uite, o bentiță lucrată și un mic fulărel, fiind doar 100 de grame, ne ajunge pentru un proiect mic. Modelele sugerate de ei. Ia să vedem. Da, modele exclusive, deci modele sugerate cu arată pas cu pas cum se lucrează. Pentru cine comandă o astfel de cutiuță, un astfel de produs, primește și o astfel de revistă cu pașii pentru a face un astfel de model. Mai ce frumusețe, o frumusețe. Aici, acesta e tricotat. Knitting bonus. Așa, asta e croșetată.
mică șarfă. Ia să vedem. Aici e tricotat. Tricotat și aici. Arată grozav firele lor. Spectaculoase. Și modelele propuse. Uitați, arată și cu diagramă. Plus explicație pas cu pas. Sunt grozave și culorile. Asta e culoarea pe care am primit-o eu. Aceasta pițigoi. Dar văd aici mai multe nuanțe care pot fi comandate. Pentru cine vrea astfel de fire, o să las în descrierea acestui video, ca de fiecare dată, un link către site-ul lor, către pagina lor. Dați click pe acest link și vedeți ce oferte au. Și dacă vă hotărâți, folosind codul meu de reducere CROCKETYOURLIFE20, o să scriu și acolo în descriere, obțineți un 20% discount la prețurile pe care le oferă ei acolo. Intrați pe pagină și vedeți, chiar dacă este în limba engleză, dacă intrați de pe laptop sau de pe calculator, dați acolo la traducere, traduce pagina și o să aveți toată descrierea și toți pașii în limba română. Bine, tradus de Google, nu în limba română gramatical, dar suficient cât să înțelegeți exact care este oferta lor. V-am spus, firele sunt de o calitate extraordinară, foarte, foarte, foarte bune. Mie îmi plac extraordinar de mult. V-am spus, sunt vopsite manual, se pot face lucrușoare și pentru copilași. Ies lucruri de foarte bună calitate. Și dacă folosiți codul meu, repet, CROCKETYOURLIFE20, obțineți un 20% discount, deci un preț bun. Mă refer mai ales la cele care sunteți în afara țării, poate de aici, de la noi din țară, fiind în sculele, prețurile în dolari, poate să vi se pară mai mult. Dar pentru cele care sunteți în afara țării și raportând la calitatea firelor, la calitatea produselor lor, acolo dacă intrați pe site-ul lor o să găsiți descriere la multe alte produse. Cam atât pentru astăzi. Sper că v-au plăcut aceste fire. Lăsați un comentariu în descriere cu părerea voastră despre acestea. Și ne revedem cu bine pe data viitoare cu un tutorial eventual la o astfel de frumusețe de fire. Vesel și voioși, la revedere!